Astăzi debutează play-off-ul Ligii a doua, campioana sezonului regular. Steaua București o întâlnește pe Unirea Dej, surpriza actualei ediții. Play-off-ul începe cu Steaua pe prima poziție, 40 de puncte la egalitate cu Politehnica Iași. Oțelul 36, Unirea Dej 32, Dinamo și Gloria Buzău câte 31 de puncte. Chipiriu în afara careului, are nevoie Steaua de om în careu, Matei! Centrarea lui Adi Ilie și apariția din linia a doua lui David Matei. A debutat în penultima etapă a sezonului regular, dar o schemă care a produs pericol la poarta Stelei după mai bine de 30 de minute. Spațiu mare în partea stângă, situație bună pentru Steaua în fața porții Ciunciucu! 1-0 pentru Steaua! Minutul 41. Aș spune un gol meritat pentru echipa lui Daniel Oprița, care a controlat prima repriză, în unele momente chiar a dominat prima repriză. La acest scor, Steaua ajunge la 43 de puncte. Cursa lui Adrian Ilie, centrarea spre Svetelin Ciunciucov. Și este autogolul lui Gabriel Buta. Ciunciucov era în offside. Decisivă cursa lui Adrian Ilie, felicitat de cu echipieri. Jucători și antrenori din istoria acestui club. Adi Popa. Trece Adi Popa, trei oameni în care un mic Ciunciucov! 2-0 pentru Steaua, Ciunciucov revine pe teren cu gol. Primul meci în 2023. Primul gol pentru bulgarul Svetelin Ciunciucov. Ajunge la 6 reușite în actuala stagiune. Un atacant de Liga 1 până la urmă. Îl știm de la Academica Clinceni, Șepși și Chindia Târgoviște. Oprița l-a adus în momentul în care încă nu era clar că Steaua nu își asigură dreptul de promovare din punct de vedere juridic. Ciunciucov a fost bucuros chiar să coboare din prima ligă în Liga a doua la o echipă care va marca multe goluri, care va oferi multe situații de gol. Deși în ultimele 5 minute a fost mai activă Unirea Dej, dar mai degrabă a fost lăsată de Steaua. Un șut care lovește bara transversală. Și poate fi o strategie riscantă. Vedem bara lui Alexandru Pop. Acțiune individuală, scoate om din joc, șutează din alergare de la peste 25 de metri. Acțiune de calitate. Au atacat careul, Caion 2 și Trică. N-ajunge însă centrarea lui Drăghici la ei. Poate acum Trică! 3-0 pentru Steaua, minutul 73. Două meciuri la rând în Ghencea cu gol pentru Trică și două meciuri cu 3-0 pentru Steaua. 3-0 cu Minaur Baia Mare, golul 3 marcat de Trică. 3-0 și acum cu Unirea Dej în play-off. De asemenea, cea de-a treia reușită pentru Atanas Trică. A fost titularizat în meciul cu Ripensia, dar marchează din nou din postura de rezervă. Detentă bună, sare peste Burdeț. Un atacant masiv.